Doi tineri din Târgu Jiu au ajuns în arestul poliției după ce au intrat într-o locuință din care au furat bibelouri de porțelan. Cei doi hoți de 18 și 21 de ani au fost prinși de oamenii legii care au fost alertați de proprietarul imobilului. La data de 16 martie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Biroul de Investigații Criminale, au reținut pentru 24 de ore și introdus în centru de reținere și arestare preventivă a IPJ Gorj, Doi tineri de 18 și 21 de ani din municipiul Târgu Jiu, bănuți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetările efectuate de polițiști are și faptul că noaptea de 29 spre 30 ianuarie anul curent, cei doi tineri ar fi sustrați din locuința unui bărbat de 48 de ani din municipiul Târgu Jiu, un expresor de cafea, mai multe bibelouri din porțelan și alte obiecte. În cursul zilei de astăzi, cei doi tineri vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.